Salutare! În acest clip am să testez înghețată de la un magazin care prima dată să testez, Co-op. El nu sunt magazin enorme mari, dar sunt Catesco Express ceva mai mici, dar ei clar lucru au și branduri care sunt peste tot, au și brandul lor local. Eu de la Alora am luat gusturi care nu sunt ca la toți, adică nu vanilie, alea ciocolată, sos de ciocolată, caramel sărat înghețat cu sos de caramelă, da, care peste tot este aceeași recetă, același gust, că nu sunt nicio diferență acolo și ingredientele până sunt fix în fix, că e aceeași recetă. Dar am luat anume gusturi unice, care doar la ei anume poți le găsești, pentru că întotdeauna vânez de peste tot, anume ceva nou sau gusturi unice, ceva mai exclusiv. Și aici, că am cumpărat de la ei, a la nimeni nu poți găsești așa ceva. Sau, cel puțin, ceva de genul, poate cumva, dar în altă combinație, dacă este, care sau lor, nu. Deci am să încep cu Black Cherry Frozen Yogurt Split. Eu am înghețat de iaurt, am mai mâncat pe băță și nu pe băță și sorbeturi. Nu prea mie îmi plac sorbeturi sau așa, dar anume tot ce e de cireaș și gust nu mă interesează. Light and Fruity Frozen Dessert, așa dessert înghețat cu secții de cireașă neagră, de iaurt, de cireașă neagră naturală. Plain and Black Cherry Frozen, adică e și iaurt simplu și de cireașă neagră. Iaurt 38% din lapte, lapte, zahăr, pudră de lapte cu jumătate de grăsime, cireșe negre 4%, pirei cireșe negre 2% și cam asta. Cireșele negre, asta trebuie să fie, da, de fapt, oare să fie vișină sau cere de catare vișină? Dar poate să fie. Mai scurt, avem un mix de două iaurturi. Dăzdem de cireașă și simplu. Spune că asta trebuie să fie pur și simplu iaurt, doar că în formă înghețată. Hai să dăm. Vreau să fie fix iaurt. Gustul mai întâi alb. Simplu. Cherry frozen yogurt. Da, iaurt înghețat, că e fix iaurt 13%. Exact iaurt. Uite, și la ingrediente, e turbat. Foc. Dăzdem cireașă neagră. Ca și cum ți-ai cumpăra iaurt, așa ești măcar un triens, doar că mai rece. Și pot să zic. Am mâncat. Sunt și bucături. Dacă vrei să te răcorești, el merge, nu-i rău. Amin. Nu văd mare diferență în afară de ce, doar că forma e altă. La gust e ok. Merge. Da. Am mâncat iaurtul și mai buni de cireaș neagră. Hai pe un 7. Dezdem ceva mai interesant. Mango și zmeură. Swirl. Înghețată. Așa arată. Dezdem ce vrem de scriere. Înghețată cu gust de fruct, pasiune și mango, eu nu știu de ce, dar permanent, e scris mango, dar vine întotdeauna pe lângă mango și fructul pasiune. Urăsc fructul pasiune când îl stric mango. Adică mango e stricat fructul pasiune. Îmi place mango, dar nu vreau fructul pasiune. Cornish clotted cream, double cream, frișcă mai scurt, turba, delicious indulgent ice cream, Alfonso, mango, fructul pasiune, infuzie, swirl the rip cu sos de zmeură. Și zmeură chiar bucată. Bun, zicem, mango fruct, prunță, ice cream, swirl, raspberry and mango sos. Deci avem sos și de zmeură, și de mango. Lapte de grăsime întreagă, frișcă, sos de mango 12% de piure de mango. Sos de zmeură 10% piure de zmeură și zmeură. Clotted cream. Înghețată după ingrediente turbată. Dar unde-i fructul pasiune? Eu văd fructul pasiune, văd mango. Raspberry sos. Eu sunt bucuros că nu e fructul pasiunii. Doar gustul este, înseamnă că e ok. Este sosul de zmeură, e ca aici, roșu. Este sosul de mango. Și înghețată galbenă. Wow.
Da, chiar sunt bucuros că e mango, mango. El scris că e mango și gust de fructe pasiune, dar de fapt problema era că era chiar piurie de fructe pasiune, de aici fructe pasiune lipsește, el doar e ca gust, ca aromatizator, poate ceva îi place lor și combine. Dar calitatea e turbată. Cornișul ăsta, whole milk, cum e scris, și clotted cream. Double cream avem tot cornișul, adică și turbat, și clotted cream. Adică friștile astea sunt turbate, turbate. E altfel să simte, adică nu e ca cum înghețata de lapte, pur și simplu. Când e cu frișcă și cu clotted cream, nu știu cum se traduce. Băjai, mai gros, mai dens, mai lunică, mai plăcut. Așa pe gât, parcă mi-e groasul alea, că mai grăsim, parcă nu are mai multă grăsime ca altele, nu știu cum, parcă alunică altfel în gură și pe gât când o mănânci. Așa parcă ungi, parcă e moale, așa e greu să compare, adică anume trebuie să eu am mâncat numai o dată. Înghețate de astea mai exclusive din ingrediente de astea nota 10. Anume cornișul milk, double cream, fost clotted cream ăsta. Turbat, mango sos 12%, zmeură 10. Băi, turbat, e nota 8. Pentru că eu sunt mai... Care 8,25. Doar de ce? Că eu și-aș schimba. Aș spune în loc de zmeură căpșună, pentru că mie nu prea place zmeură, dar mai mult îmi place căpșuna. Mango tot este, rămâne cum este. Poate aș scoate în genere totalmente fructul pasiune. Și să rămână căpșună. Ar fi mai mult. Mai bine, dar oricum, e bună pentru așa combinație, e bună. Înghețată în caserolă unică, era cu vanilie, simplu, n-am vrut să iau. Am luat aceasta, Honey I Am Comb. Honey Comb. Înghețată de faguri de miere de albine, da? Și ciocolată. Acoperit cu ciocolată de lapte, de bucăți de faguri care e clar lucru că e zahăr ars, e acoperit în ciocolată de lapte și sos de toffee. Ia să vedem ce e. Ciocolată ice cream honey combo flavor ice cream ripple toffee sauce topped with milk chocolate coated honeycomb pieces. Apă, lapte, sos de toffee 13%, făină, zahăr, adică unt, zahăr, lapte, bla bla, honeycomb pieces, ciocolată de lapte. Bine. Vedem că este bucățile de honeycomb, neagră ciocolată, este de faguri și sosul. Vedem toate trei odată să le luăm. De ciocolată e clasică. Sosul de tofu e aceeași rețetă peste tot. Și înghețata. Nu știu cum mâncat anterior. Înghețata de honeycomb. Era lucruri de honeycomb, dar mă nu înghețata. Era lipsit caramelă. De aici e sos de tofu. Normal, e normal la gust. Honeycomb nu-i preferata mea. Nici ca dulce, nici ca nimic, dar merge. Aici pusem ciocolata. Ne prefera de mea și unii combo. Eu pur și simplu așa am decis sau gust. Și caramelul mai tare îmi place oricum ca stofile. Dar nu e cea mai rea. Așa pe un 7 merge. Încă două înghețate din seria exclusiv. Eu am observat că normal sunt fără nimic, dar care sunt mai serioase, sunt pachetate mai bine. Sunt mai scumpe, e clar, dar se numesc irresistible. La Morrisons e the best, la Tesco e de finest acolo, fiecare are ceva mai serios, pe care ăștia sunt irezistibil. E ca așa, se numește înghețata asta. De vanilie simplu sau de ciocolată, cu sos de ciocolată n-am luat, că n-am văzut niciun sens. De ce? Ce mai interesant. West Country Cream, iarăși avea cu frișcă, cu clotted cream, acolo cu lapte. Hazelnut praline, ciocolat truffle, ice cream. Bine, dar zicem mai serios. Înghețată de ciocolată și aluni.
Rar vezi așa ceva. Whole milk and double cream. Ripped cu sos de ciocolată. Și bucăți de aluni caramelizate. Dar mai sus, unii link mai serios descris de condensed hazelnut chocolate ice cream. Venezuela chocolate and West Country double cream. Hazelnut pralines. Rich dark and velvety chocolate truffle sauce for extra touch of finish. Mi-a scurs sosul de truffle, de ciocolată și de dezdeamnă ingredient. Milk, double cream, 29%. Zahăr, sos, ciocolată, 12%. Pastă de aluni, 6%. Ouă, dark chocolate, 5. Bucăți de aluni, 4. Oh, oh. Bine. Deci sosul e doar de ciocolată. De trufe. Wow. Bună. Turbat. Nu găsesc că e neagră și de ciocolată, e turbată, de obicei cu ciocolată nu stă bine. Asta e de aluni. Asta schimbă mult. Bucăți de aluni sunt. Și că este pastă de aluni și de stulă. Apoi înghețată se simte tac, ca un fel de Nutella, dar mai naturală. Și textura iarăși e de Doamne ferește și de bună. Textura e catastrofă. Când înghețată de lapte reconstituit, alea este neală, asta nu-i treabă. De aia că când e lapte, de grăsime întreagă și plus încă și frișcă. Turbat. N-am cuvinte. E nota nouă. De aluni e nota nouă, că îmi plac tare alunile. Și înghețată de aluni. Mie nu că îmi plac tare alunile. Din toate nușile nu-mi plac mie alunile. Ele sunt mari, curate. De ideea că din aluni și-a făcut cum ea ca e Nutella, cum e știu, o cremă, ceva. Dar înghețata? De aluni am mâncat doar 3, mi se pare, că asta e a treia. Una de la Lidl. Asta de la Coop. Și de unde încă mai fost. Ceva a mai fost, dar nu mi-aduc aminte. De la Aldi pe băt. Tot de hazelnut praline. Și era turbată. Dar asta chiar e top, top turbat, pentru că la asta laptele și la mai calitativ, anume înghețata. Așelea nu erau așa calitative. Asta și mi-e gustoasă înghețată de aluni, care am mâncat-o vreodată. Dar ele nu sunt multe. Foarte bun. Aluni și ciocolată. Top. Și soțul ciocolată e mai bun ca așa standard. Nou. Chiar dacă e de ciocolată, nou. Asta e. Asta e prima înghețată de ciocolată neagră care a sărit mai sus de 8. Când nici la 8 nu s-a apropiat. La mine de obicei tăci negru ciocolată. Sub 8. Că simți prea mult amar. Deci sus de ciocolată și înghețată e turbată. Nu. Asta merită. Merită. Nouă. Și am bună înghețată de aluni care am mâncat-o. Așa de la de pe bățe tot e bună. Tot e praline, tot e aloni caramelizate, ciocolată de lapte. E bună, că și așa e de cocos tot. Cu două gusturi, da. Acolo este ciocolată albă încă acoperire, nu, ciocolată de lapte încă acoperire. Și aia și ciocolată nu e și oricum e bună, da. Ești tot face anume textura și calitatea la lapte și frișcă. De asta e West Country Cream. Îi se laudă. Hai că așa. Și că ești așa. Alunile și cu trufele. E bun. Tot din serie Irresistibil, cel mai turbat, tot calitatea cei de lapt și încă și ediție limitată. Millionaire's Ice Cream. Așa, înghețată, batere și de gust de caramelă, cu swirl de sos de caramelă, bucăți de shortbread, da, de fel de biscuiți de unt, mult unt, acoperit cu ciocolată, și bucăți de ciocolată, da?
Sos de caramel, bine cum îi se arată, milk chocolate coated shortbread, biscuit pieces și chocolate pieces. Lapte frisc 16%, sos de caramel, milk chocolate coated shortbread 9%, 3 chocolate pieces. Și mai scurt cam ceva de genul ăsta. Restul ingredientului nu mă mai interesează. Deci bucăți de ciocolată, shortbread, da, în ciocolată, sos de caramelă și înghețată de caramelă. Perfect. Și bine când e caramelă să arată. Simțit cum am intrat în ceva. Bucăți de shortbread. Wow! Găsești o bredu scrocante. Ciocolata o simt. Ok. Milion iris. Wow, cât sos ciocolată și... Nu știu că arată de caramelă. Turbat, nota nouă. Păi caramelul și îngheța cu sosul. Nu-i sărat caramela. Că ciocolată shortbread. Pachet. E ca și shortbread-ul care s-a arătat probabil că în ciocolată, că sunt bucăți crocante. E bun. Caramela asta e una din lucrurile mele preferate. Unic ca la ei, sorbet dublu, de persic și zmeură, hibiscus nu am idei ce-i, dar trebuie să zicem, avem așa, jumate de zmeură sorbet, jumate de persic și hibiscus, de ca piure de zmeură 30%, apă, 12% piure de persică. Hibiscus scrieți în comentarii dacă știți ce, să n-am idei. Trebuia să mă uit în Google. Că așa arată înăuntru. Persica și zmeură, nu, asta e probabil că e, nu că e probabil, asta e de persică. Cum să vedem, sorbetul e, e faza cheie de apă, nu e de lapte. Deci nu mă aștept să fie turbată. Da, până gust nu afli. Nu, e calitativă pentru că, într-adevăr, e pire de persică și se simte puternic. Dacă îți place persică, e turbat. Și zmeură, dar problema e că topește repede pentru că e apă. E mult piure și e calitativ, adică gustul e foarte autentic. Dar fructele astea două nu-s preferatele mele oricum, așa că pentru mine e pe un 6.75. În tub, ciocolată albă și caramelă sărată. Ce zic să zice? Swiss ciocolată, ice cream, ciocolată, caramelă sărată, sos și bucăți de ciocolată, văd că și înăuntru. Să mai vedem aici, irezistibil, tot e din zona aceea de lapte turbat. Așa, de ciocolată, ice cream, să zicem ce scrie, corniș. E ca cum am zis alor. Double cream, ce am aici, smooth Swiss white chocolate, ripped caramel sauce, Cornish sea salt, slowly, bla bla bla. Bine, mai scurt, încă o dată aici zicem, ciocolată albă, cu lapte, frișcă, Cornish sea salt, da, caramel sauce și white chocolate bucăți. Ingrediente interesant, și lapte, frișcă, 25%, văd că caramel sos 12%, white chocolate, ciocolată albă 11%, asta e în înghețată și încă și bucăți 6% din înghețată. E că asta e turbată, însă în înghețată avem ciocolată albă, praf, cum v-ai făcut, e turbată. Am avut doar în furbuită, dar nu contează. Bucăți crocante, date prin rezultat ciocolată albă. Înghețata simt că e de ciocolată albă, turbată de bună și încă și caramelă.
Nota nouă. Ador caramelul, ciocolată albă, super. Super bună. Asta e una dintre cele mai bune. Ciocolată albă și caramelul, precis.